Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Vremea continuă să fie caniculară, iar specialiștii au lansat noi avertizări de temperaturi mari și indice de confort termic ce poate depăși 80 de unități. La nivel global, în urma topirii masive a ghețarilor din această vară, cercetătorii de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie au avertizat că descompunerea calotei glaciare din Groenlanda riscă să conducă la creșterea nivelului mărilor și oceanelor și amenință așezările costiere ale lumii. Dacă întreaga suprafață înghețată din Groenlanda s-ar topi, nivelul oceanului planetar ar crește cu 7 metri, ceea ce ar duce la inundarea majorității orașelor din zonele de țărm din întreaga lume. Revenind la noi în țară, mâine situația meteorologică nu se schimbă prea mult. Deocamdată iată câteva temperaturi și fenomene din principalele orașe. În Brașov, 29 de grade, în Cluj 32, 28 în Constanța, 34 în Craiova, în Iași 32, 31 de grade în Sibiu, 34 în Timișoara. Să vedem acum în detaliu ce se întâmplă cu vremea în țara noastră. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. În Călăraș 19 grade, în Constanța 22, în Iași 16 grade, în Brașov 14, în Sibiu 17 grade, 17 în Cluj, iar în Oradea, Arad și Timișoara 19-20 de grade. Mâine vremea va fi în continuare călduroasă, izolat caniculară în orele amiezii, în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde și disconfortul termic se va menține ridicat. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, în zonele montane și submontane. În Iași 32 de grade, în Brașov 29, în Pitești 32 de grade, 33 în Deva, în Cluj 32, în Arad și Timișoara 34 de grade. În București, vremea va fi călduroasă și va persista, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33-34 de grade, iar cea minimă de 19-20 de grade. La munte vremea se va menține în continuare caldă. După amiaza și seara, pe arii restrânse vor fi norări temporar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice. În Ceahlău 18 grade, în Păltiniș 23, în Poana Brașov 24, la fel în Predeal, în Semenic 20, 21 în Sinaia, iar la Stâna de Vale 25 de grade. Și la mare vremea va fi foarte caldă, izolat chiar caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 20 și 23 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade. Vremea ca vremea, dar vremurile sunt cu siguranță influențate de astre. Colega mea Cristina Soare știe mai bine pentru că a stat de vorbă cu Mariana Cojocaru. Ca să fiți pregătiți din timp, am invitat alături de mine pe Mariana Cojocaru. Mariana, bine ai venit! La ce să ne așteptăm? Bine te-am regăsit, draga mea! Da, mulți își fac planuri de vacanță și e bine pentru că e cald. Dar berbecul trebuie să fie atent în perioada aceasta la ce mănâncă, pentru că sănătatea este vulnerabilă. Dincolo de partea aceasta care ține de alimentație, trebuie să înțeleagă că în momentul în care apar concediile și vacanțele, cei mai mulți se regăsesc în familii și încep și tensiunile. Taurii sunt într-o perioadă în care se gândește și analizează ce o să facă. Gemenii sunt foarte agitați, foarte agitați, să gândesc acum la ceea ce înseamnă soluțiile pentru toamnă. Racii sunt într-o perioadă în care karma le poate juca feste. Leul este într-o perioadă în care este jovial, dar se gândește fie să renoveze casa, fie să facă anumite lucruri care țin de curățenie, de chestiuni din acestea cotidiene, le spun eu. Fecioarele sunt și ele între ciocan și nicovală în săptămâna care urmează, fiind zodie dublă, da? Balanța este și ea în vizor. De ce? Pentru că vezi ce probleme sunt cu justiția și cu poliția. Poliția ține de berbec, justiția ține de balanță.
Tata e Scorpion. Scorpion e tata. Să-ți trăiască, să te bucuri de el. Sunt într-o perioadă în care cei mai mulți se gândesc la schimbări legate de locul de muncă sau la locul de muncă. Poate vor ceva mai bun. Săgetătorii trebuie să înțeleagă, de exemplu, ce au fost într-o viață anterioară ca să știe cum să-și construiască un viitor mai bun. Capricornii sunt debusolați, au nevoie, da, de mine sau de cineva ca mine ca să le arate ieșirea din labirint. Vărsătorii sunt și ei într-o perioadă destul de controversată. Iar peștii au nevoie de găsirea unor soluții punctuale la ceea ce înseamnă viața lor. Mariana, îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și ne vedem eu în septembrie. Cu drag! Mulțumim, Cristina! Indiferent de ce spun astrele, locuitorii Europei vor avea cu siguranță parte de vreme bună. Mâine, în Peninsula Iberică, va fi o vreme caldă, frumoasă, mai puțin în Madrid, poate unde sunt așteptate și ploi, iar în Lisabona și în Barcelona o vreme caldă, frumoasă, cu 28, respectiv 31 de grade. În Londra, o vreme caldă, 27 de grade, la fel și în Amsterdam, unde vor fi 29 de grade. În Roma, 31 de grade, cu toate astea e posibil să plouă spre seară, la fel și în Milano, unde vor fi 29 de grade, iar în Atena o vreme cu cer senin și maxim 33 de grade în termometre. În Oslo vor fi 23 de grade și aici se așteaptă o vreme frumoasă, în Praga e posibil să plouă spre seară, vor fi 30 de grade, iar în Moscova un cer acoperit de nori din când în când și o temperatură de maxim 21 de grade. Doamnelor, domnilor, aici punem punct emisiunii de astăzi. Noi suntem aici 7 zile din 7 pentru a vă spune ultimele noutăți despre climă, vreme și planeta noastră. Vă las cu imaginea zilei și telejurnalul orei 19. Vă doresc o săptămână liniștită, indiferent de vreme.